Aceasta este slăninuța mea cu boia, fiartă în zeamă de varză murată și apă minerală. E foarte fragedă și foarte gustoasă. Vă doresc vizionare plăcută. Bună ziua! Azi voi pregăti slăninuță cu boia. Slăninuță fiartă în zeamă de varză murată. Am aici slănină care a stat la sărămură 3 săptămâni. Voi alege câteva bucăți mai subțirele pe care le voi spăla bine de sare. O să fac doar o parte din slănină fiartă cu zeamă de varză și o parte o să o păstrez pentru fum. Acum voi spăla foarte bine slănina de sare. Am terminat de spălat slăninuța. Nu o mai crestez deoarece ea este foarte subțire. Deci voi lăsa exact așa bucățile. Le așez într-o oală. Am aici o oală mai mare de 14 litri. Uitați ce subțire e, deci nu mai trebuie crestată. Toată e subțire, cu șoric, o așez frumos pe toată în oală. Uitați ce slăninuță frumoasă, toată are carne în ea, e foarte frumoasă. Uitați. Peste slăninuță pun o legătură de cimbru uscat. Am aici o lingură de piper boabe, vreo 10 foi de dafin și 2 căpățâni de usturoi. Acum dăm peste slăninuță zeamă de varză murată. Ton zeamă de varză până acopăr. Zeama de varză este un pic sărată, deci nu a mai pus sare, plus că slănina a stat la saramură 3 săptămâni, deci nu mai este nevoie de sare. Voi completa în continuare cu apă minerală. Deci am pus 2 litri jumătate de zeamă de varză și acum pun 1 litru jumătate de apă minerală. Apa minerală va frăgezi foarte bine slăninuța. Las atât, e suficient. Voi pune la fiert acum pentru 60 de minute din momentul fierberii. O să probez cu furculița să vedem dacă îi fierb șoricul. Șoricul trebuie să fie moale, slăninuța moale. Dau la început focul mai mare până începe să fiarbă. După aceea reduc focul, acopăr și lăsăm să fiarbă. Slăninuța fierbe în zeamă de varză și apă minerală. Am pus și apă minerală, deoarece zeama de varză era sărată și am zis, na, să echilibrez un pic gustul de sare. Plus că slănina a stat 3 săptămâni la saramură. Dar zeama are un gust foarte bun.
Mai apăsăm din când în când slăninuța în seamă pentru că ea se ridică la suprafață. Din când în când mai întoarcem bucățile. Slănina a fiert 90 de minute, o scot acum într-o sită și o las să se răcească un pic. Am pus pe masă o bucată de folie alimentară pe care voi pune slăninuța. Curățăm de piperul boabe, de foi de dafin ce a rămas pe ea. Vai, deja e foarte gustoasă și încă nu am pus condimentele. Într-un bol adaug 50 de grame de boia dulce, 45 de grame de usturoi granulat și 20 de grame de piper măcinat. Amestec totul foarte bine. Eu am făcut aici o cantitate mai mare. Poate o să-mi mai trebuiască. Am amestecat foarte bine ingredientele. Aici este o cantitate mai mare. Nu-mi trebuiește atâta la slăninuță, dar ce rămâne pun într-un borcanel și folosesc la sezonat friptură, pește, cartofi, deci merge la orice. Am aici sfoară pregătită ca să leg bucățile de slănină, să le pot pune la rece, să se svinte. Eu găuresc cu un băț de frigăruie. Găuresc așa. Și după aceea bag sfoara. Pun așa bucata de sfoară și cu partea mai groasă de la frigăruie prind sfoara și o împing. Și uitați, a ieșit pe partea cealaltă. Am terminat de legat bucățile de slăninuță. Acum presor amestecul peste ele. Este o slăninuță foarte gustoasă și foarte fragedă. Pun condimentele pe slăninuță, după aceea o scot afară la rece și o las până mâine. A doua zi o iau și o bag la frigider. Iau bucata de slănină și pun condimente pe toate părțile. Pe șoric nu pun. Așa iau fiecare bucată și pun condimente pe ea.
Am terminat de condimentat slăninuța, am folosit doar jumătate din amestec, jumătate îl pun într-un borcanel și îl folosesc la fripturi, la pește, la cartofi prăjiți, legume. Acum iau bucățile de slăninuță și le pun pe balcon pentru minim 24 de ore să stea la scurs și să se svânte. După care bag slăninuța în congelator.